Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire. Cu Cărțile pe față vorbim în această ediție cu și despre o mare personalitate a teatrului românesc, omul care a pus teatrul craiovean și teatrul românesc pe scena mare a lumii, domnul Emil Boroghina. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și sunt onorată că sunteți aici. Și eu îți mulțumesc pentru invitație și te rog să mă crezi că sunt la fel de onorat ca și tine. S-au scurs 57 de ani de când viața dumneavoastră este strâns legată de scenă și ați împlinit anul acesta pe 23 ianuarie 80 de ani de viață și, după părerea mea și a multor altora care vă cunosc, sunteți incredibil de tânăr, aveți în continuare foarte multe proiecte și sunteți în continuare foarte, foarte legat de teatru. Așa că prima întrebare nu poate fi decât aceasta. Privind acum cariera și viața dumneavoastră, ce ne puteți spune? Ce a însemnat teatrul în viața dumneavoastră? În primul rând, aș vrea să spun că toți cei 57 de ani de la absolvire au fost dedicați Teatrului Național din Craiova. E o performanță, nu numai eu am realizat treaba asta, aproape toți mari actori ai Craiovei, vorbesc de colegii mei, eu deocamdată rezervându-mi alt fotoliu, nu mă plasez între ei, pentru că am mers pe cu totul alt drum, deci toți mari actori ai Craiovei, începând cu Valeriu Dogaru, Leni Pințea, Tudor Gheorghe, Valer de la Cheza, Ilie Gheorghe, și-au petrecut viața, să spun, și cariera, și-a împlinit-o pe scena craioveană, ceea ce nu-i puțin. Eu contribuit la marile performanțe ale acestui teatru, o lungă parte din istorie. Eu mă mândresc cu faptul că din cei 170 de ani ai Teatrului Național din Craiova, exact o treime am contribuit și eu la viața acestui teatru. Am venit în 1963, așa cum spuneați și dumneavoastră. Imediat după absolvire? Imediat după absolvire, eram un tânăr pasionat, cu visuri mari. După aceea mi-am dat seama că teatru înseamnă cu totul altceva decât institutul și marile proiecte pe care eu îl visam să le realizez în Teatrul Național din Craiova și, bineînțeles, ca și ceilalți colegi ai mei, m-am adaptat, pentru că există o vârstă, știi, a marilor roluri cu care nu te poți întâlni la început de carieră, chiar dacă eu visam să joc numai roluri mari. Bineînțeles că am jucat la început roluri apropiate de vârsta mea și de genul meu de tânăr romantic, fiind la început tratat ca un actor de comedie, până când regizoarele și-au dat seama că structura mea e cu totul alta și au început să mă distribuie în roluri de eroi romantici, cum ar fi genul lui, să spun așa, ca genul lui Marin Miroiu. N-am jucat Marin Miroiu, dar acel gen de personaj visător. Și am fost un colectiv de actori foarte apropiați unii de ceilalți, fiecare cu partitura lui, cu posibilitatea lui de dezvoltare, actori, câțiva dintre ei geniali, care au nobilat această scenă, și eram tare mândru că fac parte din acest colectiv în care, pe lângă tinerii actori care au populat Teatrul Național, erau și câțiva vârstnici absolut extraordinari. Când am venit aici, mari actori ai Teatrului Național din Craiova, artiștii emeriți precum Ovidiu Rocoș, Manu Nedeianu, Madeleine Nedeianu, Ilie Cernea, Richard Rang, ne-au primit cu brațele deschise ca adevărați părinți, într-un fel ne-au și crescut. Apoi erau doi actori de vârstă medie, nu numai ei, dar ei erau stelele Craiovei și ale Teatrului Românesc, Vasile Cosma și Ion Pavlescu. Vreau să vă spun că, într-o anumită perioadă, Ion Pavlescu a constituit pentru mine modelul de actor spre care tângeam. Am avut întotdeauna
în față câte un model. Am început cu maestru Radu Beligan. Asta nu înseamnă că ceilalți erau dați deoparte, dar adăugam câte un actor. Apoi a fost Ion Pavlescu. L-am respectat enorm, enorm pe Vasile Cosma, care, după părerea mea, a fost cel mai complet actor care a evoluat în ultimii 60 de ani pe scena craioveană, el putând să atace absolut orice fel de rol. De la Otelo, Regele Lir, la Ștefan cel Mare, la Petruchiu, la Dandanache, adică era excelent în orice fel de rol. Bine, au fost și alți actori geniali, ca Ilie Gheorghe, Valer de la Chiesa, dar eu îl consider pe Vasile Cosma, datorită acestui lucru, că putea să joace orice gen de roluri, cel mai complet actor din teatru craiovean. De la început, pe lângă teatru, am avut și alte oportunități, să spun așa, și pasiuni. Mi-a fost drag să lucrez cu tinerii și am făcut nenumărate spectacole la teatru popular. Am lucrat întâi la Corabia, la Casa de Cultură din Corabia, de unde eram, un spectacol, apoi la Teatru Popular din Turnul Severin. Am făcut spectacole cu actorii mei, am urmat și un curs post-universitar de regie în anii 80 și am lucrat, cum spuneam, cu tinerii din universitate, din licee, am obținut nenumărate premii la concursurile universitare și școlare. Ați obținut și foarte multe premii dumneavoastră de-a lungul carierei și întâi foarte multe cu artiștii amatori, dar după aceea și ca profesionist, trebuie să spun că în primul rând ca director de teatru și director de festival, adică au început, să spun așa, să se înșiruie aceste distincții începând din anul 1991 și până în prezent și chiar pe undeva câteodată mă întreb, corect, cinstit, domne, am meritat sau nu atâtea recunoașteri care au venit de la sine? Vă rog să mă credeți că n-am făcut nimic pentru... am lucrat mult, dar pentru a le obține n-am făcut ceva cu totul și cu totul special. Dar mie mi se pare extraordinar că eu v-am cerut să vorbiți despre dumneavoastră, dumneavoastră vorbiți despre teatru și despre colegi. Sunteți de o modestie uluitoare să vă întrebați dacă meritați toate aceste distincții. Cu siguranță toți cei care vă cunosc ar spune că și cred că toată lumea teatrală ar spune decât că premiile mele, care sunt distincții peste 30, cred, poate chiar 35-40, dar sunt premiile Teatrului Național obținute în acea perioadă. Teatrul Național, în perioada directoratului meu, a obținut peste 100 de mari distincții. Perioada supranumită Deceniu de Aur. 12 premii Național internaționale de cea mai mare strălucire. Cred că niciun alt teatru românesc și poate din această parte a Europei nu a obținut marile premii pe care le-a obținut Teatrul Național din Craiova, pentru că în 1991, la festivalul de la Edinburgh, teatrul a fost distins cu cel mai strălucitor dintre premiile acordate de festivalul de la Edinburgh. Primele critici, colegul meu, Valeriu de la Chiesa, păstrează chiar toate comentariile care au apărut la Edinburgh și acolo există și ziarul în care scrie că acest premiu al criticii a fost acordat de cei peste 100 de jurnaliști, asta e motivația, 100 de jurnaliști din Marea Britanie și din străinătate, acreditați oficial la festivalul de la Edinburgh. Este un premiu absolut fabulos, nu numai pentru Teatrul Național din Craiova, ci pentru teatrul românesc. Cred că e premiul de cea mai mare strălucire din teatrul românesc. Isprava aceasta a fost repetată apoi peste 2 ani la Festivalul de Teatru al Americilor de la Montreal, când s-a decernat același premiu, premiul criticii, nu de atâția componenți în juriu, premiul criticii. Acolo este important că el a fost acordat având alături ca nominalizați doi dintre cei mai mari regizori ai lumii, Arian Mușchin, o regizoare absolut fabuloasă pentru spectacolul Atrizii, care era
unii consideră cel mai mare spectacol al Arianei Mușchin a Trizii și al doilea pe care îl cunosc și cu care și craiovenii și teatrul românesc este familiarizat, este vorba de marele regizor american Robert Wilson, care a luat, a fost nominalizat pentru premiul criticii Smuls de Craiova pentru Dr. Faustus, un mare spectacol al lui. Sigur că ne-au bucurat aceste foarte mari distincții, dar pe lângă ele au mai fost și altele 10 obținute de colectivul craiovean în marile festivaluri din străinătate. Mă bucură mai mult aceste premii colective ale teatrului decât distincțiile personale pe care, așa cum spuneam, nu știu, încă nu sunt convins că pe toate le-a meritat și chiar ele nu ar fi fost posibile fără succesele Teatrului Național din Craiova și fără o contribuție colectivă la aceste mari, mari succese. Ați luat premii, pentru că n-a fost doar o dată, ale UNITER, premiul Academiei Române, aș spune așa... ale Consiliului Britanic, da, premiul Fundației Culturale Române, ceea ce este... Aveți și titlul de cetățean de onoare al asta Craiovei și al Corabiei, că al știu că țineți Corabia, foarte mult și la al, acestea. Al Craiovei, și vreau să spun că am aflat că voi fi cetățean de, că am fost declarat cetățean de onoare al Craiovei chiar la dumneavoastră, la începuturile televiziunii dumneavoastră în 1999, eram invitatul domnului director Bărbulescu într-o emisiune matinală foarte de dimineață. Trebuia să vorbesc despre familia Gelep din teatru, domnul Nicu Dan Gelep, care împlinea o vârstă, era născut în 1919, și atunci domnul director Bărbulescu a lăsat deoparte tema asta și a trecut la cu totul altceva, citindu-mi din ziarul Cuvântul Libertății de hotărârea Consiliului Municipal Craiova de a mi se decerna titlul de cetățean de onoare în anul 1999. Cred că am fost primul din colectivul nostru și bucuria și mai mare a fost că în același an primise această înaltă distincție, o personalitate pe care eu o respect, o personalitate emblematică a Craiovei, profesorul Nicolae Andrei, cel care s-a zidit de, în Colegiul Carol. Național, la început Bălcescu și după aceea Carol, o persoană pe care o respect, adică am câteva personalități, câțiva intelectuali ai Craiovei de care m-am simțit foarte, foarte apropiat, nu o să înșir acum pe toți, mai sunt în viață domnul Nicolae Andrei și domnul Florea Firan, care a făcut enorm de multe pentru cultura craioveană. Sigur, unii îi mai contestă, dar nu pot să nu recunoască că ei au făcut, domnul Andrei ca om al școlii, domnul Florea Firan ca promotor al culturii din această zonă, nu numai din Craiova, ci din întreaga Oltenie. Cea mai recentă distincție este Ordinul Național Serviciu Credincios în grad de ofițer, decernat de președinția României și pe care l-ați primit într-o zi specială pentru Teatrul Craiovean, ziua în care s-au organizat aici gala premiilor UNITER, și de asemenea a fost și Teatrul Național decorat pentru 170 de ani de existență. Atunci ne-au fost înmânate cele două premii. Ca și înainte, spun că m-a bucurat enorm, enorm faptul că Teatrul Național a primit Ordinul Meritului Cultural în grad de mare ofițer, mare cruce, extraordinară distincție, și cu aceeași ocazie și mie mi s-a decernat Ordinul Național Serviciu Credincios. Vreau să spun că aveam acest ordin din anul 2000, atunci mi-a fost atribuit de președintele Emil Constantinescu, dar acum e un grad superior și bineînțeles că mă bucură această decernare, mai ales impactul pe care l-a avut asupra oamenilor din jurul meu, care s-au grăbit să-mi dea telefoane, să mă felicite
Și așa cum spunea și dumneavoastră, această decernare a avut loc într-o zi foarte importantă, pentru care militase mult de tot la nivelul Senatului Uniter, gala premiilor Uniter, desfășurată la Craiova cu sprijinul Consiliului Municipal Craiova și al Primăriei și al Consiliului Județean. A fost, așa cum a spus și dumneavoastră, o sărbătoare a Teatrului Românesc, un moment care a fost cumva în cumpănă, nu? Să nu se mai întâmple, pentru că, de fapt, gala trebuia să se desfășoare undeva în primăvară, în luna mai, dacă nu mă înșel. În 11 mai, imediat după Festivalul Internațional și Expi, dar în legătură strânsă cu festivalul, care avea zile de perioadă de desfășurare de 23 aprilie, ziua nașterii și a morții lui William Shakespeare, și 3 aprilie, și exact la o săptămână după aceea era gala premiilor Uniter, ca să nu mai vorbim de zilele de 28, 29 și 30 iunie, când se marcau cei 170 de ani de la fondarea Teatrului Național din Craiova și când aveau aici loc câteva sărbătoriri cu totul și cu totul speciale. În primul rând erau invitate două spectacole, cel al Teatrului Național din Iași, realizat de Silviu Purcărete, Teatrul Național din Iași fiind fondat în 1840, cu 10 ani înaintea Craiovei, apoi era prezentat spectacolul Teatrului Național din Craiova, Vârul Shakespeare, de Marin Sorescu în regia lui Radu Boroianu, și în ziua de 30 era programat spectacolul lui Radu Afrim, regizor al Teatrului Național din Craiova, dar montat la Teatrul Național din București, Pădurea Spânzuraților, după romanul lui Liviu Rebreanu. Lumea știind că în 1911 Liviu Rebreanu a fost unul dintre secretarii literari ai Teatrului Național din Craiova, alături de directorul Emil Gărleanu, reușind să adune aici întreaga intelectualitate tânără din România. Între 1911 și 1914, foarte mulți dintre intelectualii României veneau la Craiova să vadă producțiile teatrului condus atunci, așa cum spuneam, de Liviu Rebreanu și de Emil Gărleanu și Liviu Rebreanu. Așa cum și, au venit și în perioada 1991-2000 să vadă toate spectacolele, marile spectacole ale teatrului. De fapt, ei au început între 1988, coincide cu perioada directoratului meu. În 1988 au început să vină la Craiova pentru a vedea spectacolului Cristian Hagiculea cu Mobilă și durere, Unchiul Vania lui Mircea Cornișteanu, Piticul din grădina de vară a lui piesa lui Dumitru Radu Popescu, spectacolul extraordinar al lui Silviu Purcărete și piesa lui Ion de Sârbu, Arca Bunei Speranțe, montată de Aureliu Manea. Veneau la Craiova, dar după aceea am început noi să, și în perioada directoratului meu dinainte de 1989, datorită generozității domnului Radu Beligan, am făcut nenumărate turnee la București, dar după aceea, când au început marile spectacole, Uburescu, cele din Macbeth, Titus Andronicus, Sfedra, Danaidele, Orestia, mergeam și la București, dar am început și marele periplu intercontinental, începând cu festivalul de la Edinburgh, așa cum vorbeam mai înainte, prezentând în perioada 1991-2000 numai puțin de 98, fiind prezent la numai puțin de 98 de festivaluri sau în mari turnee de pe toate continentele lumii. Era așa o mică ambiție oltenească să punem piciorul, nu numai noi actorii, ci și tehnicienii acestui teatru, să pună piciorul pe continentele. Și am reușit chiar să mergem și în toată Europa, în Asia, în Australia, în America de Sud, America de Nord. Am bătut toate marile festivaluri ale lumii în această perioadă. Este deja o pagină de istorie din istoria Teatrului Craiovean și o să mai revenim la aceste momente, dar aș vrea acum să ne povestiți puțin despre cel mai recent proiect al dumneavoastră, proiectul intitulat Teatrul
Poesis, un proiect care a debutat pe 25 septembrie, unde altundeva decât la Craiova, pentru că a debutat cu înregistrarea televiziunii și cu înregistrarea noastră, într-adevăr, cu un spectacol, un recital de poezie al actorului Emil Boroghina în regia Alinei Hiristea. Este vorba despre spectacolul intitulat Cântarea Cântărilor și aș vrea să ne spuneți mai întâi ce înseamnă acest proiect Teatru de Vreau poezie. Să spun că acesta este cel mai vechi proiect al meu legat de teatru. Pasiunea mea pentru poezie era evidentă încă din vremea Institutului de Teatru. Eram atras în special de piesele în versuri, dar și de recitalurile poetice. Mi-au fost foarte dragi și apropiați o parte din marii recitatori ai României. La începutul anilor 70, împreună cu domnul Firan, pe care l-am evocat mai înainte, i-am pus la cale să deschidem un teatru, un studio de teatru și poezie la Craiova. Și am fost găzduiți de teatru de păpuși, care era cel mai potrivit pentru acest gen de teatru. Domnul director Horia Davidescu, tatăl invitatului tău de regulă, Horia, Cătălin Davidescu, dânsul a găzduit cu generozitate acest studio de poezie și teatru. L-am deschis în 1973 cu un recital de poezie populară la care eu lucrasem câțiva ani de zile la culegerea textului. Se intitula Vârstele omului. O primă parte era din lirica populară, numai din lirica populară, și eu eram protagonistul, treceam prin toate etapele vieții unui posibil om, în poezia populară, iar a doua parte era alcătuit din patru mari balade ale neamului: Miorița, Ciobănaș de la Miur, Toma Limoș, Meșterul Manole. De ce? Prima parte era Vârstele omului, dar discutând cu domnul Ion de Sârbu, apăruse tocmai atunci, se reeditase cartea lui Liviu Rusu, Viziunea lumii în poezia populară, și dânsul mi-a tras atenția că în această carte există o idee care a fost pentru mine determinantă, că trecerea de la omul contemplativ din Miorița în poezia populară și din Ciobănașul la omul activ din Toma Limoș și de acolo mai departe la omul constructiv din Meșterul Manole reprezintă sinteza marilor aspirații ale umanității. Și atunci prima parte era Vârstele omului, a doua parte Vârstele umanității. Deci proiectul acesta al teatrului este foarte vechi. Știi? Și v-a urmărit Am avut ca al doilea spectacol recitalul Shakespeare, a fi sau nu fi prefațat de profesorul Ion Zamfirescu, dar a trebuit să sistez, să închidem acest studio, pentru că mi s-a făcut recomandarea la spectacolul Shakespeare, la A fi sau nu fi, să scot din imprimările pe bandă niște lucruri care pentru mine reprezentau vocea lui Shakespeare, era un fel de alter ego, pentru că erau niște adevăruri cutremurătoare la acea vreme. O să-ți dau numai un exemplu și părăsesc această pistă. Se spunea la un moment dat pe bandă, nu numai Danemarca e o închisoare, întreaga lume e la fel, plină de temniți, carcere și beciuri. Și bineînțeles că sistemul comunist sună mult prea contemporan, prea actual, și mi s-a făcut recomandarea la modul foarte drăguț să scot acele părți și am spus nu pot, pentru că acolo stă ideea întregului spectacol. Am mai încercat în anii 78 să deschidem un studio de poezie și teatru al tineretului, dar nu realizat cu actori, ci cu tineri elevi și studenți, numai că odată intrând în teatru, aceștia
puseseră stăpânire pe teatru, te întâlneai cu ei peste tot, în culise, fumau, făceau zgomot și am fost rugat de directorul teatrului să fac în așa fel încât să renunț la lucrul ăsta. Domnia sa, fiind înspăimântat de o perspectivă a unui incendiu în teatru și bineînțeles am renunțat, apoi a intervenit direcția teatrului, Festivalul Shakespeare. Și n-a mai fost timp pentru da, nu numai că, dar am zis, domne, probabil că ăsta a fost destinul meu. Am renunțat la a juca, la a pune în scenă, că terminasem și un curs post-universitar de regie. Însă, probabil, ăsta a fost destinul meu, să fiu om de teatru, adică directorul unui teatru extrem de performant, atât la nivel național cât și internațional, și director al unei dintre cele mai importante festivaluri Shakespeare din Europa și din lume. Și probabil asta a fost și să mă mulțumesc. Numai că prin anul 2011, la sfârșitul anului 2011, am fost invitat de Carmen Hopărtean, directoarea Casei de Cultură Belgo-Române din Bruxelles, să prezint recitalul pe care ea îl văzuse de poezie populară Vârstele Omului, să-l prezint la Bruxelles. Și l-am prezentat la Bruxelles, a fost un foarte mare succes atunci, era o manifestare internațională, aveau invitați din foarte multe țări ale lumii și se legau și de cultura tradițională, de cultura populară. Apoi a venit imediat instituirea Zilei Culturii Române în 15 ianuarie 2012 și vin foarte rapid acea hotărâre, i-am propus lui Mircea Cornișteanu să reia un recital Eminescu pe care realizasem împreună cu corul filarmonic și soliștii ai Teatrului Liric și l-am reluat. Deci așa încet, încet am reluat și Festivalul Shakespeare și celelalte spectacole de poezie patriotică. Să știți că pentru mine poezia patriotică românească a fost extrem de importantă. Și am avut ambiția să reiau aproape integral un recital, un spectacol de poezie românească, de poezie patriotică, părăsind numai perioada de la 1921 până în prezent, înlocuind-o. În rest, toate marile momente din istoria națională au rămas acolo. N-am schimbat nimic și ele au alcătuit scenariul spectacolului Treptele Unirii, cu care eu am fost invitat în foarte multe țări din Europa și din America. Și câte spectacole s-au strâns până acum? Bine, dacă le pun și pe celelalte, au 12, dar în repertoriul actual al teatrului, că o să vorbim de fondarea teatrului Poesis, puțin, s-au strâns 9, al 10-lea urmând să fie Divina Comedia, pe care intenționez să realizez împreună cu Alina Hirista, pe care ați menționat-o, anul viitor, când se vor marca 700 de ani de la moartea lui Dante Alighieri. Și vreau ca noi, România, să participăm la acest conclav european, pentru că sunt convins că vor fi sărbătoriri la nivel mondial, în primul rând european, prin UNESCO, prin alte organisme, vor fi sărbătorire ale acestui mare, foarte mare poet al Europei, care alături de Shakespeare ocupă locul central în ierarhia marilor poeți ai Europei și în acel canon european de care se vorbește atât de mult în ultimul timp, mai ales după apariția cărții lui Harold Bloom. Deci Shakespeare și Dante se află în centrul canonului și sunt bucuros că alături de acești doi mari poeți ai lumii, de Shakespeare și de Dante, eu i-am adus și pe Ovidiu, care a trăit în spațiul românesc, și mai ales pe Mihai Eminescu, pentru că întotdeauna acolo unde m-am dus prioritar a fost recitindu-l pe Eminescu. Întotdeauna le-am combinat în așa fel încât alături de Shakespeare să-l prezint și Eminescu în turneu american sub
deviza proiectului de la William Shakespeare la Mihai Eminescu, după aceea de la Ovidiu la Mihai Eminescu și acum cu acest spectacol cu care am deschis Teatrul Poesis, în prima parte este firesc, este un cel mai frumos de poezie, de poezie dragoste. De dragoste, este cel mai frumos poem de dragoste, cel mai vechi poem de dragoste al lumii, Cântarea Cântărilor, poemul biblic, de? Iar în a doua parte sunt sonete din Dante, Petrarca, Michelangelo, Ronsard, Shakespeare și Eminescu. De la fiecare câte 4 sonete ca să încapă într-o oră și 15 minute. Chiar sunt ușor derutat așa și te rog să intervii la cei de la TVR3. Poate una din emisiuni, deși formatul vostru este de 52 de minute, îi rog, dacă se poate, odată să prezentăm complet acest recital, durează o oră și 15 minute cu Cântarea Cântărilor. Hai să vedem un fragment. Cele 4. Ca să-i convingem. Și vreau să spun că avem și formula de 52 de minute. Am pregătit și pe aceea, dar cu speranța că va fi prezentat la voi sigur la TVR Craiova, dar și la TVR și pe TVR3 să fie prezentat în totalitate, pentru că este foarte rotund și să fie judecat ca un întreg acest spectacol Cântarea Cântărilor. Haideți să vedem un fragment, am pregătit chiar începutul spectacolului și revenim apoi pentru comentarii. A cântărilor lui Solomon, cântare. Sărută-mă cu sărutarea curii tale, mai pune-i desmierdarea ta ca vinul și mireasma mirurilor tale, mai dulce decât tot ce e pe lume, aroma revărsată al tău nume. Fecioarele, de aceea te iubesc, ținându-mă de pașii tăi, parcă plutesc. Vom alerga să avem în răsuflare mireasma întreaga mirilor tale. Mă duse regele în atacurile sale. De tine eu mă bucur și mă veselesc. E desmierdarea ta mai dulce decât vinul. Cei ce înțeleg iubirea te iubesc. Fecioare dragi și mândre din Ierusalim, sunt toată neagră și aprinsă ca de jar, sunt mai frumoasă ca regelui Chilim și decât falnici de corturi din Chedar. Nu vă uitați că sunt neagră, am crescut în soare și soarele arzător în față m-a privit. Frații mei vitregi în suflet s-au mâhnit și m-au trimis pe mine în vie păzitoare. Dar via frumuseții mele n-am păzit. Tu, pe care sufletul îmi iubește, răspunde-mi, turma unde-ți poposește? În ce ținutul tainic pășunezi și unde te umbrești în după amiezi? De ce să alergi, iubite, rătăcind prin voi pe urma turmelor tovarășilor tăi? De nu știi tu, cea mai frumoasă între femei, în zor să ieși, pe urma turmei să te iei. Și paște țiezi în lungi și văi pe lângă ape și de colibele păstorilor aproape. Iubito, cu o sireapă te-am asemănat, pe care faraon la caro a înhămat. Frumoși că sunt obraji cu podoabe, urmazul tău și rag de mărgărint. Ți-ai dăruit colane noi de aur, bătute numai râuri de argint. Când
falnicul meu rege stă la masă, mirul de nard, eu răspundez prin casă. Iubitul meu, te săculez de smirnă, ce odihnește pururi între sânii mei, mi strugure de chiparos, iubitul, cules în zori din fia încatei. Revenim în platoul emisiunii și aș vrea să vă întreb, domnule Emil Boroghina, de ce poezie de dragoste și de ce poezie în general? Ce credeți că spune, e corect zis și așa, în lumea noastră de astăzi, poezia? Înainte de asta aș vrea să îmi îngădui să spun că acest proiect al Teatrului Poesis e un proiect comun al Teatrului Național din Craiova și al Teatrului Notara. De altfel ați prezentat spectacolul și la București, și mă bucur pentru asta și am ales Craiova, bineînțeles, pentru N criterii și Notarau pentru că acolo au evoluat doi dintre cei mai mari recitatori ai României, George Vraca, pe scena aceea, și Ludovic Antal, mai puțin cunoscut ca actor, dar foarte, foarte apreciat și iubit ca mare recitator din Eminescu. Eu cred că poezia este esența frumuseții vieții. Cred că poezia ne poate apropia, poate întinde punți între noi, ne poate face mai buni, ne poate ajuta să devenim mai buni, mai prieteni, ne înnobilează, știi? Cunosc foarte, foarte mulți poeți și am pentru poeții craioveni o foarte mare prietenie. Sigur, au fost mari poeți dintotdeauna aici, poate mai puțin cunoscuți decât cei din celelalte părți. Dar în momentul de față există o întreagă mișcare, iar dumneavoastră îi mediatizați prin emisiunile dumneavoastră și am gândit ca și pe ei să-i apropiem. Bine, este teatru de poezie, nu este vorba de cenaclu, unde ei își găsesc locul la cenaclurile literare, dar acesta e în primul rând teatru de poezie, dar el va fi destinat în egală măsură și marii poezii al lumii, dar și poeților contemporani. Nu numai craioveni, în întreaga țară. Adică urmează să fie spectacole susținute de mai mulți actori? Mult mai mulți actori, da, și există, sunt porțile deschise pentru orice proiect care include poezia. Principalul criteriu este calitatea. Da, calitatea. Bine, nu vor veni să-și citească poeziile, pot să o facă, așa cum spuneam mai înainte, la cenaclu, dar spectacole de poezie, cu poeți și actori în același timp, dar și cu muzicieni. Pentru că aici există câțiva muzicieni de mare clasă și dumneavoastră îi cultivați pe o parte dintre ei, care pot ajuta la crearea acestor spectacole, și harpa, și violoncelul și vioara pot însoți aceste recitaluri poetice. Aș vrea să citesc câteva rânduri ca să nu mă exprim eu și să-i las pe alții mai cunoscuți să facă lucrul acesta despre performanța dumneavoastră ca actor recitator de poezie. George Banu se exprima la superlativ, la Emil Boroghina. Ceea ce captivează e o sonoritate de violoncel. În spatele versurilor identificăm discreția subtil modulată a unui interpret ce se expune în toată umanitatea sa. Recitalul e și o radiografie afectivă. Iar George Popescu, scriitor la rândul său și mare traducător, prieten al dumneavoastră, iarăși scria foarte frumos, nemântuit încă și pătimaș îndrăgostit de poezie, slujite cu un rar devotament de peste 6 decenii, provocator cum a rămas, Emil Boroghina propune acum un fel de pariu cu un substrat de sfidare a memoriei noastre suferinde sub asediul unui ev marcat de o generalizată
liberalizarea superficialității și a cancanului mediatic. Pariul subscrie o interogație cu substrat retoric, anume dacă, în paradigma atâtor dezavuări, sub pretextul derobării de marile lecții ale tradiției, poezia mai este și în ce fel posibilă? Și cum mai poate fi autentificat un astfel de test orgolios dacă nu asociind-o, mai ales sub semnul uneia dintre speciile sale cele mai exigente, sonetul iubirii? Ce vreau să spun, că, bineînțeles, m-a bucurat, e mult mai lung articolul lui... Da, este un articol mai lung, acesta este... Dar și articolul lui George Banu, textul e scos dintr-un context special, el are un articol dedicat marilor recitatori europeni. Și vorbește acolo, în principal, de Patrice Chéreau, între cei mai mari actori de... francez, pe care el l-a cunoscut ca un foarte mare recitator, și trece apoi la câțiva dintre recitatorii din România care pentru el au contat foarte, foarte mult și a fost pentru mine extrem, extrem de surprinzător și onorant ca el să mă introducă în galeria unor personalități extraordinare ale teatrului românesc. Începe cu George Vraca, de, continuă cu Emil Bota, apoi Caramitru, după aceea Emil Boroghina. De, vă dați seama ce a însemnat pentru mine în momentul în care am citit, și George Banu nu este un om care să se joace cu aprecierile, adică la statutul lui de mare critic de teatru, profesor universitar, cunoscut și apreciat în întreaga lume, director de premii europene, nu își poate permite să emită niște judecăți de valoare, chiar dacă e drăguț din când în când, dar nu la nivelul ăsta. Adică el chiar cred că simte ceea ce scrie acolo și ne-a definit foarte bine pe fiecare dintre noi. Și pe, vorbesc de cei care mai suntem în viață, și pe mine, și pe Ion Caramitru, și încheie cu Horațiu Mălăiele, știi? Are chiar o propoziție pentru Horațiu Mălăiele, care e un recitator cu totul și cu totul special, știi? Și m-am bucurat faptul că aceste aprecieri vin din partea lui George Banu. Așa cum bănuiam, timpul cu dumneavoastră aici în platou a trecut foarte repede. Suntem ne mai întâlnim cu siguranță, suntem aproape de finalul emisiunii. Și aș vrea cumva, dacă puteți, două întrebări să le combinați, să combinați răspunsul într-unul singur. Cum a fost posibil, domnule Emil Boroghina, acest miracol care s-a întâmplat, acest dublu miracol care s-a întâmplat sub conducerea dumneavoastră, Teatrul Național din Craiova, Deceniul de Aur și Festivalul Internațional Shakespeare? Și dacă în spatele acestor reușite, că se pare că sunteți un om al reușitelor, tot ce v-ați propus s-a împlinit, există și un preț personal? Le desprind puțin ce se întâmplă. Pentru marile succese ale Teatrului Național din Craiova au contat trei factori. Silviu Purcărete, pe care l-am convins să vină la Craiova, colectivul excepțional care l-a primit cu o deschidere fabuloasă, și bineînțeles și Emil Boroghina. N-aș fi spus-o dacă nu o spunea în urmă cu puțin timp Silviu Purcărete într-o emisiune în care a zis așa, că cu alte cuvinte, toate aceste mari succese ale Teatrului Românesc și ale Craiovei nu ar fi fost posibile fără un producător ca Emil Boroghina. Spunând-o dânsul, îndrăznesc să o spun și eu. Deci acest triunghi, acești trei factori, dincolo de asta, Festivalul Shakespeare a fost o treabă, un pariu personal, dar a fost marele cadou, marele dar pe care am vrut ca noi, Teatrul Național, să-l facem Craiovei, care ne înconjura cu atâta dragoste în perioada acelor mari succese. Și am zis, domnule, ce putem să facem noi? Hai să organizăm la Craiova o manifestare de dimensiune planetară care să înscrie Craiova pe harta culturală a lumii. Aici au contribuit foarte mulți factori. În primul rând, toți din Teatrul Național Craiova,
orașul, susținerea de, și financiară și morală. Și prețul personal? Și colegii, și colegii mei, Ilarian Ștefănescu, care s-a sacrificat ca și mine, s-a zidit ca și mine de-a lungul să zic 10 din cele 12 ediții și de dată recentă și celălalt director al festivalului, Vlad Drăgulescu, extrem de inventiv și cu foarte, foarte multe idei care sunt foarte potrivite în această epocă a exploziei multitudinii de mijloace care vin să completeze teatrul tradițional. Și bineînțeles și un pic de sacrificiu personal, pentru că în viața mea n-a existat familie, toate greutățile, să zic, toate dificultățile care intervin în viața unei familii au fost preluate de soția mea. Și fără sprijinul lor, al familiei, al soției, al fiului meu, al nepotului meu și acum și a celor mici, cei doi, adică Nikita, Luca și Luiz, dacă nu aș fi avut această liniște și împlinire în viața de familie, probabil că m-ar fi furat de la aceste gânduri, de la aceste obsesii, pentru că sunt adevărate obsesii, mai ales odată cu înaintarea vârstă, știi? Și împlinirile acestea, chiar dacă ar fi fost posibile, n-ar fi fost la această altitudine, la această dimensiune, care mulțumesc. Mă bucură. Mulțumesc mult de tot. Vă mai aștept, desigur, și cu altă ocazie să ne întâlnim și să ne mai povestiți despre aceste extraordinare reușite ale Teatrului Craiovean și ale Teatrului Românesc, care s-au produs și datorită dumneavoastră, sau în primul rând, aș zice eu, datorită dumneavoastră. Iar la finalul emisiunii nu putea fi mai potrivit decât să ne îndreptăm tot către poezie și să vedem secvențele chiar de final ale spectacolului Cântarea Cântărilor. Mulțumesc mult! Și eu îți mulțumesc! Oricâte stele arde în înălțime, oricâte unde aruncă în față-i marea, color lumină și cu scânteieră, ce-or fi însemnând, ce vor, nu știe nimeni. Deci cum voiești tu, poți urma cărarea, fi bun și mare, ori pătat de crime, același praf, aceeași adâncime, iar moștenirea ta și-a tot uitarea. Parcă mă văd murind în umbra porții, așteaptă cei ce vor să mă îngroape. Aud cântări și văd lumini de torții. O, umbră sfântă, vino mai aproape să simt plutind deasupra-mi geniul morții cu aripi negre, umede ploape. Răsai asupra mea lumină lină ca în visul meu ceresc de odinioară. O, Maică Sfântă, pururea Fecioară, în noaptea gândurilor mele, vină. Speranța mea, tu nu lăsa să moară, deși al meu e un noian de vină. Privirea ta de milă caldă,
plină, îndurătoare asupra mea, coboară, străin de tot, pierdut în suferința adâncă a nimicniciei mele. Eu nu mai cred nimic și n-am tărie. Dă-mi tinerețea mea, redăm credința și reapar din cerul tău de stele, ca să te ador de acum pe veci, Marie. O, Maică Sfântă, pururea, Fecioară, mai tare decât moartea e iubirea. Nici râuri și nici marea nu pot stinge. Necunoscută taina ei și firea. Nimic nu cumpără și nici învinge. Mai tare decât moartea e iubirea.